Regionalizarea trebuie făcută anul acesta pentru ca România să poată folosi mai bine banii europeni din bugetul 2014-2020, a declarat vicepremierul Liviu Dragnea. Împreună cu ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici, el a prezentat europarlamentarilor din Comisia Dezvoltarea Regională pregătirile pentru regionalizare. De la Bruxelles, relatează corespondentul TVR Magdalena Moreh. Vicepremierul Dragnea le-a spus eurodeputaților că actuala structură nu e funcțională. Acum, regiunile de dezvoltare nu au forță decizională, nu au competențe, nu pot administra proiecte și funcționează mai mult paralel cu județele. Iar de la înființarea lor, diferențele în plan economic au crescut. Este un proces care nu trebuie să aibă, să realizeze pe criterii politice sau pe criterii etnice. Este un proces care nu este al unui partid sau al altui partid, este un proiect de țară. În următorul buget multianual al Uniunii Europene, banii destinați României pentru regiuni vor fi alocați în funcție de împărțirea administrativă. Prin urmare, sistemul cu care intrăm în 2014 nu va putea fi schimbat pe parcurs, așa că regionalizarea trebuie făcută în acest an. În cursul serii, ministrul Dragnea s-a întâlnit cu Johannes Hahn, comisar pentru politica regională. Se pare singurul susținător din Comisia Europeană al schimbării regulamentului prin care România și Slovacia ar urma să beneficieze de un an în plus pentru folosirea banilor europeni din actualul buget. De la Bruxelles, Magdalena Moreh, TVR.